La nivel național, statisticile demografice arată că România are o populație îmbătrânită și deci o mortalitate în creștere, iar declinul economic din ultimii ani buni a influențat destul de mult planificarea familială, ducând la o natalitate scăzută. Luat ca o populație separată, municipiul Giurgiu se înscrie și el în acest trend, statisticile de stare civilă fiind edificatoare în acest sens. Și în 2013, ca și în 2012, la starea civilă s-a încheiat un număr de acte de stare civilă, respectiv nașteri, căsătorii, decese, într-un număr asemănător cu 2012. Creșterile sau scăderile nu au fost neapărat semnificative pentru noi. În 2013, numărul nașterilor înregistrate la Giurgiu a fost de 831, în scădere ușoară față de 2012, când au fost înregistrate 911 nașteri. În schimb, numărul deceselor a crescut în perioada unui an de la 776 la 821. În 2012 au fost înregistrate 341 de căsătorii, față de 302 anul trecut. Divorțurile s-au păstrat cam în aceeași proporție, 38 anul trecut față de 37 în 2012. O altă activitate a Serviciului de Stare Civilă din cadrul Direcției de evidența persoanelor Giurgiu ține de schimbarea numelui pe calea administrativă. Una din multele activități ale Serviciului de Stare Civilă este și aceea de a înregistra cereri de schimbare a numelui și prenumelui pe calea administrativă. În 2013 au fost înregistrate 13 cereri de schimbare a numelui și prenumelui, respectiv la persoane care au înfiat copii și doresc să poarte alte prenume. Majoritatea celor care au optat pentru schimbarea numelui sau al prenumelui sunt părinți care au înfiat copii sau persoane care aveau un nume cu consonanțe nu tocmai plăcute.